Da, dragi prieteni, și ca să avem o imagine de ansamblu, am zis să parcurgem o scurtă distanță și în locația respectivă, per bedes, adică la pas, nu? Am văzut din dronă cum se vede și să vedem ce este înăuntru. Are o istorie frumoasă, bogată, această mănăstire Plumbuita. Și bine, istoricul și totul se regăsește pe internet. Este bine îngrijită, are, iată, spații verzi îngrădite. Foarte bine îngrijit, încă mai sunt lucrări ceva pe acolo. Aici văd un generator, ăsta roșu. Iarăși o livadă, cred că e asta. Are niște păuni în dreapta, fetele i-au văzut. Sunt ieșiți și acum. Ia să vedem pe unii, tati. Și cam așa este intrarea. Hai să vedem pe unii, ia veniți. Iată și pe unii. Cât sunt, Alexa? 3. 3, nu? Altul nu mai e. Foarte frumos. Și pune bine de sus să ia cu cai. Da, da, da. Unii rotați așa cu, da, coadă, cu rotați. Și hai să vedem, tati, în mănăstire, ce este. N-avem voie cu câini și cu țigări, dar cu aparate avem voie aici. Uite ce frumos se vede intrarea. Rămâneți puțin să facă, tati, o panoramă mare. Foarte drăguți. Hai că se apropie o mașină din dreapta. Ia, rămânem mai și puțin. Da. Iată ce lucrare are ușa. Aici ne închinăm, Teo, nu? Când intrăm într-o biserică, ar fi bine să ne închinăm, nu? Toată lumea se închină, și eu mă închin. Da? Și Domnul, toată lumea. Ca să ne ajute Dumnezeu. Să vedem aici lucrarea. Iată ce ușă frumoasă. Cu domnitori, cu portrete. Se aude și un cor bisericesc, nu, tati? Mie mi-aduce aminte de mănăstirea Dealului. Iată ce frumoasă lampadare, ce curte îngrijită, bine, îngrijită bine, cu iarbă tăiată. Foarte, foarte frumos. Aici trebuie să fie un izvor în dreapta, Teo, cu apă. Probabil apă tămăduitoare, ceva. Hai să-l vizităm. Foarte frumoasă fântâna. În timpul iernii este închisă instalația. Da, un portret făcut în mozaic, vedeți? Sunt niște pietricele mici, 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 din care au făcut un desen. Vezi, Alexuții? Ia pune și tu mână. Se numește mozaic, da? Și au stat și au lucrat ca să realizeze chipurile oamenilor, da? Și fântâna, o vedeți? Făcută bucată cu bucată, piatră cu piatră, așa cum se vede aici. Nu? Bun. Mergem mai departe. E foarte frumos aici, nu? Da. Mi-aduce aminte de mănăstirea Dealului, cum am zis. Accesul interzis aici. Foarte frumos, ceva de lemn. Nu știu exact în termeni bisericești cum se numește. Cu o cruce foarte frumoasă sus.
plumbuita 2016, o emblemă a mănăstirii, tot așa în relief, lucrată în metal. Foarte frumoasă bisericuța asta de lemn. Aproape că ți-e și jenă să vorbești aici, în acest lăcaș de credință. Nu, Teo? Da. Iată ce frumos este să se coare soarele pe acolo. Hai să vedem aici. O cruce foarte frumoasă. Ia uite, și pe aici mai este câte ceva, ia veniți. Foarte, foarte bine gospodărit loc. Nu, Alexuții? Atâtea construcții aici. Și încă se mai construiește. Aici este probabil unde se aprind lumânări. Sigur este, uitați. Accesul persoanelor strict interzis. Neautorizat. Da, până aici o să mergem. Foarte frumos. Hai să o luăm pe aici, pe aleea asta, din dreapta. Iată ce băncuță în dreapta de lemn frumoasă, da? Cu tot așa o fântână făcută într-un butoi. Vezi că are jos un robinet acolo. Foarte frumos. Ia, și aici o fi o pivniță, un beci. Hai să vedem pe aici, are porțile închise, bineînțeles. N-avem noi treabă, dar este ceva deosebit. Hai să vedem cum se vede, Alex. Foarte frumos. Adică este un loc încărcat de istorie. Eu așa îl simt. Și structura pietrei, nu, Teo? Vezi cum se vede piatra acolo, pe laterale? Pare a fi o construcție veche, dar foarte bine întreținută. Bun, cam acesta a fost turul acestui locaș, lăcaș de cultură, Mănăstirea Plumbuita, 2020, scuze. Să mai luăm o imagine de ansamblu. Și aici se încheie micul nostru vlog. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Să ne revedem cu bine. La revedere!